Cea de-a cincea ediție a Salonului Internațional de Carte se apropie de final. Selecția de peste 30.000 de volume de cărți prezentate de editurile de pe ambele maluri ale Prutului a impresionat iubitorii de lectură de la Chișinău. Duminică este ultima zi de Bookfest, în care va fi omagiat distinsul scriitor pentru copii, Spiridon Vanghele. Diversitatea cărților, titlurile atractive și numele autorilor rețineau mult timp privirile vizitatorilor în preajma rafturilor. Sunt mai multe editori din care puteam cumpăra cărțile la un preț accesibil și o atmosferă plăcută. Din șirul lansărilor de carte desprindem și publicația cu titlul Noi suntem români, nimeni nu-i perfect, de Radu Paraschivescu. Fac din bucățele un posibil portret al nației române. Cum arată nația română în acest portret? Portretele oficiale sunt trandafirii, zâmbitoare, cu trăsături, care nu sunt îngroșate. Vorbesc despre noi și mă includ în vorbitul ăsta, deci nu sunt undeva deasupra. Fac parte dintre cei care fac pași strâmbi, dintre cei care greșesc, dintre cei care se pripesc. Larisa Turea a prezentat cea de-a patra ediție a cărții Foametei. E vorba de O tragedie care a marcat foarte mult evoluția basarabenilor, fiind o tragedie mult timp ocultată. Pe urmele conflictelor din Irak sau Armenia s-a aflat Sabina Fati. Eu am urmat un drum istoric să observ în ce măsură conflictele persistă până în zilele noastre. Și dacă citiți cartea, puteți vedea că Rusia, înainte să atace Ucraina, de exemplu, a exersat exact același tip de strategii și de tactici în războiul din Siria, începând cu 2015. Duminică e ultima zi a Salonului Internațional de Carte Bookfest Chișinău, în care vor avea loc mai multe lansări de carte, dezbateri, dar și omagierea distinsului scriitor pentru copii, Spiridon Vanghele.